Are 17 ani, este elevă în clasa 10 la Colegiul Național de Arte din Lipati din București și una dintre cele mai apreciate voci în concursurile de muzică populară din țară. Vorbim despre Roberta Buzurin, tânăra speranța folclorului oltenesc. Este la început de drum, dar își dorește tare mult ca muzica ei să ajungă la sufletul tuturor iubitorilor de folclor. Colega noastră, Raluca Bădică, a mers în vizită la artistă să vadă cum decurg pregătirile pentru Crăciun, dar și să afle mai multe despre proiectele ei viitoare. Azi e zi de sărbătoare, hai micuță, hai în vale. Ce ai pe cap? Am pe cap un accesoriu care se numește păuniță. Este câștigat la unul din concursurile de anul acesta. Marele premiu, pana de aur. Ăsta e ultimul. Da, ăsta e cel despre care vorbeam. Așa, da. Să vadă. Ăsta e ultimul, da? Da. Când a fost concursul? În noiembrie. Acesta este de anul acesta. Festivalul Național Ion Tolonescu. A fost în septembrie. Este premiul de popularitate oferit de public. De cât timp faci muzică? Fac muzică de când aveam 7 ani. De mică cântam. Este talent moștenit de la tatăl meu. Din ce zonă ești tu? Sunt din județul Olt, iar zona mai specific se numește Romanați. Mulțumesc jurului, părinților mei și orchestrei și în special mamei mele, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 48 de ani. Vă iubesc foarte mult și restul știți și voi. Vă mulțumesc pentru tot. Vă sunt recunoscătoare toată viața. Putem să spunem că ai o mică colecție? Da. Dar preferatul tău? Of, este greu de ales. Cred că acesta. Anul acesta l-am procurat, l-am achiziționat. La noi în Olt se poartă genul acesta de fuste, ca să vă arăt un pic, 3 sferturi, adică nu acoperă toată talia. Cine e lângă tine la tot pasul? Mami. Cel puțin părinții mei au lăsat tot în Olt și s-au mutat aici pentru mine. O bătrână într-o gară a întâlnit o fetișoară. Așa arată masa de Crăciun și cu cei dragi alături, mami și tati de care ne-ai spus că te susțin. Ce avem aici? Aici avem pomana porcului. Doamne, cu cârnați făcuți în casă. Tu gătești? Ocazional. Ocazional. Da. Mămăligă făcută de mami. Urechi. Da. Doamne, ce bine arată și urechile, da. Așa, platou tradițional. Cu caltaboș, tobă, slănină, ceapă, măsline și cașcaval. Să trăiți aceste sărbători cu magia Crăciunului în casă și cu multă, multă iubire, pentru că iubirea trece peste tot. Dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră.